Consiliul Județean Hunedoara a găzduit o consultare publică locală privind strategia integrată de dezvoltare pentru zonele montane din România. Document ce va fi elaborat de experții Băncii Mondiale în cadrul unui proiect derulat de Ministerul Agriculturii și finanțat din fonduri europene nerambursabile. Experții au precizat că în elaborarea strategiei se va ține cont de ceea ce s-a realizat până acum în zonele montane, dar va fi luată în considerare și revizuirea priorităților de dezvoltare stabilite în urmă cu câțiva ani, dacă acestea nu mai sunt de actualitate. Județul Hunedoara are un relief predominant montan, context în care propunerile concrete care se vor face în cadrul acestor consultări vor avea un impact major în definirea unei strategii cât mai realiste. La întâlnire au participat mai mulți primari din județ, inclusiv cel din comunale Lese. Din câte am văzut eu, cei care decid la nivel național și la nivel de Europa își pun un felul următor. Ce nu este rentabil, să moară. Foarte simplu, că așa zice economic. Bun, și noi ce facem? Omorâm toate zonele montane? Că nu ducem de acolo doar oamenii. Și asta am spus-o și acum la ședință. Domnilor, haideți să vedem parte de finanțare care să țină cont de criterii non-economice. Fiindcă noi acum când finanțăm, spune, domnule, îți dau un tractor de 100.000 de euro. Cât produci cu el? Produci cu el. Îți dau banii? Nu produci cu el? Nu îți dau bani. Și atunci nu poți să intru în competiție absolut deloc cu el. Pentru vin și ne spun, am avut acum marele noroc că au participat oameni din Statele Unite și din la Banca Mondială și din Europa, care simt lucrurile acum din teren. Deci lucrul nu este chiar atât într-o singură culoare vopsit. România este o țară foarte diversificată. Și am insistat foarte mult pe asta și chiar reprezentanții Ministerului Agriculturii au preluat această idee a mea să se meargă pe o linie de finanțare în zona muntelui pe criterii non-economice, deci să finanțăm direct și sper să intre în noua strategie, cei de la Banca Mondială ne-au promis că o să facă și ei presiuni pentru aceasta, unde să fie finanțată direct familia care locuiește în mediul natural de munte defavorizat.